polițiștii serviciului furturi de autovehicule au pus în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară și cinci mandate de aducere în județul Ilfov într-un dosar în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, fals și uz de fals în înscrisuri oficiale. Din verificările efectuate până în prezent are și faptul că din luna noiembrie anului trecut până în prezent mai multe persoane au indus în eroare firme de rentă car, au prezentat documente false în baza cărora au închiriat autovehicule, iar mai departe le-ar fi valorificat. Aceștia ar fi cerut în prealabil fotografii detaliate cu autovehiculele și de fiecare dată ar fi cerut să efectueze plata în numerar. Soane au fost conduse la audieri, două dintre acestea fiind arestate pentru o perioadă de 30 de zile.